Salutare, prieteni! Astăzi vorbim de dimensiunea urechii, urechile mari și mici. Și o să vă reamintesc acea frază din poveste cu Scufița Roșie, de ce ai așa urechi mari? Că să te aud mai bine. Și este absolut corect, dar înainte de a trece la propriu-zis semnificația acesteia, vreau mai întâi de toate să stabilim cum identificăm o ureche mare sau mică pe chip. Deci, o ureche mare, când ne uităm pe chip, partea ei superioară va fi la nivel sau mai înaltă de sprâncene și partea ei inferioară la nivel sau mai, cel mai probabil, mai coborât decât vârful nasului. Asta ar însemna că persoana are o ureche mare. A doua metodă de a măsura dimensiunea urechii este să luăm dimensiunea urechii, să o punem sus și jos. Și dacă pe chip încap 3 urechi, 3 dimensiuni, cel mai probabil că această persoană are o ureche mare. Dar și vizual putem foarte ușor să apreciem dimensiunea urechii. Deci, persoanele cu urechile mari sunt ascultători buni. Sau atunci când vrei să vorbești cu cineva, să fie ascultat, de exemplu, un psiholog ar fi foarte bine să aibă urechile mari. Pentru că e acea persoană care mereu este gata să te asculte. Este un mic nuanț. Celor cu urechile mari, pe ureche le intre și pe alta le iese, cum se mai zice în popor. La ei informația se depozitează în memoria de scurtă durată și cel mai probabil dacă le spui ceva important nu vor reține și când intre peste 3 zile sau o perioadă mai îndelungată nu vor reține și nu ți vor putea spune ce le-ai spus anterior. De aia este necesar să le mai repezi din când în când. Și da, oamenii din domeniul muzicii au de obicei urechile mari în cele mai dese cazuri, pentru că urechile mari mai înseamnă un auz foarte bun. Asta nu e unicul factor, mai sunt și alte factori, de exemplu atașate sau detașate și tot așa mai departe. Despre asta vom vorbi în alt video. Acum trecem la urechile mici. Da? Cum identificăm o ureche mică? Tot așa, luăm dimensiunea urechii sau mai întâi de toate stabilim. Urechile mici, da? Partea superioară, foarte rar când va ajunge până la sprânceană, iarăși dependență de înălțimea urechii și înălțimea sprâncenii. Dar, per total, ca să fie mai clar, partea superioară a urechii nu ajunge sau abia ajunge până la sprânceană și partea inferioară a urechii abia ajunge până la vârful nasului sau poate fi mult mai scurtă. A doua metodă de a măsura dimensiunea urechii este de a lua acea dimensiune și dacă pe chip nu ca în cazul primul, în cap 3 urechi, dar în cap chiar 5-6 dimensiuni, da? Ar fi 1, 2, 3, 4, 5, de exemplu, jumate, da? Ar fi cel mai probabil ureche mică, dar cum am spus anterior, vizual este foarte ușor să apreciem o ureche mică. Deci oamenii cu urechile mici ascultă doar ceea ce îi interesează. Și este important când vorbești cu ei mai întâi să te interesezi ce le place lor, ce cărți citesc, ce filme privesc și tot așa mai departe. Că când le explici ceva, trebuie cumva să le explici pe limbajul lor și pe în cercul lor de interese să fie ceea ce le spui. În caz contrar, vei auzi un răspuns de la ei. De ce îmi spui că nu mă interesează? Asta absolut deloc nu mă interesează și nu vreau să te ascult. De aia, ca ei să asculte mai bine sau să fie mai concentrați atunci când vorbești cu ei, mai te interesează ce îi place lor mai mult sau chiar mai este în limbajul corpului acea oglindire, poți folosi careva cuvinte parazite care folosesc și alt cuvânt sau slogan, cum se mai spune, și tot așa mai departe. Cam atât a fost despre urechi, despre dimensiunile acestor. Apropo, adeseori, urechile mari mai sunt denumite ca urechi lungi și urechile mici ca urechi scurte. Practic e una și aceeași. Așa deci, dacă vrei să te înscrii la o ședință de citire a chipului online cât și offline, voi lăsa datele mele unde mă poți contacta, va fi scris în descrierea acestui video. La fel și dacă vrei să înveți și tu să citești pe chipuri, tot în descriere vei găsi detaliile. Îți doresc o zi frumoasă în continuare și toate bune. Ne vedem în curând!